Veste cumplită despre Vladimir Putin, liderul de la Kremlin are. O serie de documente americane marcate top secret au fost scurse recent, majoritatea cuprinzând detalii compromițătoare despre războiul din Ucraina și aliații occidentale ai Chievului. Oficialii americani s-au chinuit să le elimine de pe rețelele de socializare, investigând în paralel sursa dezvăluirii. Documentele Pentagonului ajunse în presă conțin și zvonul conform căruia un general de top din Rusia comprotează pentru a sabota războiul din Ucraina, în timp ce Putin făcea ședințe de chimioterapie, scrie vice.com. Săptămâna trecută, documente clasificate dintr-un raport de informații al Pentagonului și au făcut loc pe Telegram și Twitter după ce s-au scurs pe Discord. Toate par să fi fost tipărite și fotografiate înainte de a fi scoase dintr-o locație sigură. Pe lângă o serie de informații privind mișcările de trupe și victimele din Ucraina, documentele conțin și briefinuri zilnice ale serviciilor de informații și fragmente scurte ale unor informații provenind din diverse surse din întreaga lume. Una dintre ele a sugerat că secretarul Consiliului Național de Securitate al Rusiei, Nicolai Patrușev, și șeful statului major al Rusiei, Valer Gerasimov, ar fi avut un plan bine pus la punct pentru a-l sabota pe Putin, în timp ce liderul de la Kremlin era tratat pentru cancer. Fiecare document scurs pe Telegram conține un șir de litere care servește drept prescurtare, explicând cum a fost colectat documentul și cui îi este destinat. Șirul din partea de sus a notei despre Rusia, in the War, este. Acest lucru înseamnă că documentul respectiv este ultrasecret, colectat prin monitorizarea comunicațiilor și poate avea ca destinație persoane cu autorizație specială de securitate, supersecretă, din SUA sau din alte țări care face parte din FIVES. FIVES este o alianță a serviciilor de informații din SUA, Canada, Noua Zeelandă, Australia și Regatul Unit. Aceste informații au fost disponibile doar persoanelor cu autorizație top secret, dar acest memoriu a fost destinat oficialilor cu rang înalt din Pentagon.